deschis lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită. Din totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 19. La ședința Consiliului Local participă domnul Pantazi, domnul primarul Municipiului Pașcani, doamna Edercu Gabriela, viceprimarul Municipiului Pașcani, reprezentanții ai direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local, director de societăți comerciale, mass media. Aș dori să supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 15 mai 2017. Cine este pentru? Domnul Râznic, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci o abținere avem, da? Dau cuvântul președintele de ședință, domnul Toma Andrei Sărgini. Bună dimineața! Este înainte de... Închide la Irina. Înainte de a începe ședința, aș vrea să cer o lămurire doamnei secretar în ceea ce privește modificarea legii 161, pentru că, într-adevăr, doamna viceprimar participă la ședință, dar vrea să știu participarea de consilier local sau de viceprimar. Pentru că ne raportăm la dispoziția legii 78, care este în vigoare în momentul de față, indiferent de ce există pe rolul Parlamentului, prin la promulgare la președinte și alte chestii, legea este în vigoare. Toți viceprimarii au primit mesaje de la. Eu n-am primit. Nu asta, probabil că nu mai duc pe cei la PNL. Da, ni s-o ocupă cu... A trimit mesaje la viceprimarii PNL. A trimis mesaje la majoritatea viceprimarilor, din ce știu eu, în care se pun în vedere dispozițiile acestei legi, care prevede incompatibilitatea funcției de viceprimar cu cea de consilier local. În ceea ce este exercitarea atribuțiilor, nu statut, nu indemnizație, nu nimic. Eu știu că există un răspuns la noi, vreau să-mi spun doar atât, doamna secretară. Este corect să voteze sau ca să știm cum ne raportăm. Da, este corect să voteze. Înțeleg că știți răspunsul celor de la Agenția Națională pentru Integritate. Ei sunt cei care stabilesc situațiile de incompatibilitate și conflicte de interese și nimeni altcineva. Dacă știți, nu cred că trebuie să... Din punctul dumneavoastră de vedere, este așa cum credeți dumneavoastră, eu nu pot să trec peste ceea ce spun cei de la ANI, este un răspuns dat către minister, deci este un răspuns oficial. Ei sunt cei care se ocupă cu aceste probleme. Deci ei au concluzionat că nu există incompatibilitate, decât în situația în care se iau ambele indemnizații și cea de viceprimar și cea de consilier, dar nu este cazul. Sau dacă se exerce atribuții din consilier și viceprimar în același timp. Așteptarea dumneavoastră. Așa, că e răspunsul lor. Cum se poate exercita în același timp? Cum se poate exercita în același timp? Sunt definiția asta. Asta vreau și eu să subliniez. Noi am primit această adresă de la minister și răspunsul formulat de către ANI. Pe adresa oficială de a primării municipiului Pașcani, considerăm că, într-adevăr, acesta este răspunsul oficial, nu un SMS trimis de nu știu cine, viceprimarilor PNL. Și ce precizat? Deci, cum nu există incompatibilitate? De altfel, să nu uităm că există prevederi în sensul ăsta și în 215, care nu au fost abrogate nici acel. Și care spun foarte clar că viceprimarul și exercită atribuțiile de consilier. Scrisem că își păstrează statul de consilier. Nu e același lucru, ați înțeles. Păi, dar păstra statutul de consilier ce înseamnă? Mă rog, mă rog. Ce înseamnă să-ți păstrezi statutul de consilier? Să-ți exerci în această dată? Vă explic acum, nu asta. Ești consilier și nu poți asta înseamnă statutul de consilier. Hai că nu faci. Atunci să ne faci, ți-a răspuns. Da, deci poate vota, da. Ne convinge de azi. Mă rog. O întrebare pentru doamna secretar. De ce proiectele nu au viză de legalitate? Pentru că ea nu știu da ședință în care nu avem viza de legalitate. Din ce mi-amintesc, am precizat lucrul ăsta acum o ședință sau două. De altfel, v-am spus și de ce. Și v-am spus că legea obligă ca hotărârile să aibă viză de legalitate. Și atunci când nu voi pune viza de legalitate, să anunț în ședință înainte de votarea proiectului respectiv. Mulțumesc. Voi la citire de spune numărul 1244 din data de 25.5.2017,
primarul municipiului Pașcani de Iași, având în vedere dispoziția articolului 39, alineatul 1 și 3 din legea numărul 215/2001, prin administrația publică locală republicană, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 68, alineatul 1 și articolului 115, alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicană, cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1, se convoacă Consiliul Local Municipiului Pașcani în ședința ordinară din data de 30.05.2017, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2017. Inițiatorul proiect de hotărâre primar Municipiului Pașcani. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui regulament și a statului de funcție ale creșii numărul 1 Pașcani pentru anul 2017. Inițiatorul primarul Municipiului Pașcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Casei Municipale de Cultură Mihai Soldeanu Pașcani pentru anul 2017, inițiator primarul Municipiului Pașcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2017, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale SCCRP Ecosabilitate SA Pașcani pentru anul 2017, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului disponibil în suprafață de 6,25 m² și a suprafeței de 2 m² din peretele clădirii, prodate public a Municipiului Pașcani, situate în incinta Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, situată grădinței de 5, prețul Iași, către Serviciul de Telecomunicații Speciale, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza hotărârii Consiliului Local numărul 185, per 23.12.2009 și hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 27.1.2015 pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condiții de legii numărul 15 din 2003, pe terenul situat în strada Moarelor din Municipiul Pașcani, județul Iași, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condiții de legii numărul 15 din 2003, pe terenul situat în strada Moarelor și strada Petriș, din Municipiul Pașcani, județul Iași, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 130 din 20.12.2011 privind însușirea proprietății private în Municipiul Pașcani, județul Iași, prin adăugarea numerelor curente 315 și 316. Inițiator primarul Municipiul Pașcani. 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile numărul 1, numărul 3, numărul 4 și numărul 25, etajul 1, respectiv numărul 3, parter, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situată în imobilul din strada Ștefan cel Mare, numărul 7, județul Iași, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 155/2016, privind aprobarea proiectului, modelului, contractului de închiriere și afișelor de calcul al cuantumului chiriilor pentru unitățile de locuit construite pentru tineri destinate închirierii, aflate proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al SECE Preserva Paisa Pașcani, adoptat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 1 în 2011, privind reorganizarea direcției apă canal Pașcani, SECE Preserva Paisa și modificat și completat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 16/2016, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 8 în 2011, privind reorganizarea direcției apă canal Pașcani SECE Preserva Paisa, prin care s-a adoptat actul constitutiv al SECE Preserva Paisa, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 50 din 31.03.2015, privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii cheltuielilor pentru întreținerea, înlocuirea, dezvoltarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Pașcani, furnizat de reagegele Pașcani, modificată prin hotărârea numărul 83 din data de 30.06.2015, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2017, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2017, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 16. Raportul administratorilor privind situația economico-financiară a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani la data de 31.12.2016, raportul auditorului independent asupra auditului
situațiilor financiare a regiei de gospodărie comunală și locativă pentru anul 2016, raportul economist Dorina Sofian, președinte Consiliul de Administrație al RAGCL Pașcani, 17. Raportul privind situațiile financiare pentru anul 2016 al regiei autonome de gospodărie comunală și locativă Pașcani, situația aprobată de Consiliul de Administrație al regiei de gospodărie comunală și locativă, bilanț la data de 31.12.2016, raportul economist Dorina Sofian, 18. Raportul administratorilor al SC Presse, VAPA, ESA, Pașcani, pentru anul 2016. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare individuale de la data de 31.12.2016 al SC Presse, VAPA, ESA, raportor Dragoș Ionescu. Mai sunt două proiecte suplimentare. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea, privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venitul propriu, ca anul 2017, inițiator Comunal Municipiul Pașcani. 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Bibliotecă Municipală Leonard Gavriliu Pașcani a Bibliotecii Municipale Pașcani, inițiator Comunal Municipiul Pașcani. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani și Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, specializarea sculptură, inițiator Comunal Municipiul Pașcani. 22. Raportul de activitate al administratorilor SC, CDP, Ecosalge, la PSA pentru anul 2016, raportor membru Consiliul de Administrație al SC, CDP, Ecosalge, la PSA. Da, vă rog. Bună ziua, domnul președinte. Înainte de a trece la votarea ordinii de zi, aș dori să întreb pe domnul primar, cel care a făcut dispoziția de convocare a Consiliului Local, de ce nu sunt prezente pe ordinea de zi proiecte depuse de către grupul liberal, de către domnul Olariu? Sunt proiecte care au scadență mai mare de 30 de zile. Spuneți, domnul secretar, cu ce înveți? M-ați informat. Vă rog. Dacă este vorba despre proiectul cu mine, nu știți că nici până în acest moment nu avem acela care nu este necesar pentru a trimite documentația la Iași. Am mai discutat treaptă despre asta. La ce alte proiecte vă referiți, domnul consilier? La proiectul cu regulamentul de ridicare a mașinilor abandonate, care nu a ajuns în dezbaterea Consiliului Local. Așteptăm rapoarte, mai așteptăm să... Da, avem, cum să vă spun, la partele, dacă au venit în timp util, bine, dacă nu au venit în timp util, iarăși, să zicem, mai bine, mai puțin bine, trebuie nu, să... Consilier, conform legei, consilierii locali pot iniția proiecte de hotărâre, da. Ordinea de zi o face primarul municipiului Pașcani, care este și ordonator de credite și care apreciază oportunitatea și ordinea în care să se propună aceste proiecte, funcție de banii care există. Deci nu este obligat să introducă aceste proiecte pe ordinea de zi. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Repet, funcție de importanța proiectelor. Da, mulțumesc. De aceea și întrebarea mea a fost adresată către domnul primar în primă fază. Am înțeles punctul ăsta de vedere și... Nu, eu termin și după aia vă răspund noastră. Dar ce se termină noastră? Doamna secretară, de ce nu ați adus la cunoștință când am făcut ordinea de zi, că sunt trei proiecte pe ordinea de zi înscrise la Consiliul Local, dacă le pun pe ordinea de zi sau nu. M-ați informat? Dacă doriți lucrurile acestea să le transpunem așa cum stau. Mi-ați făcut în 24 la mapă o hârtie prin care mi-aduceți la cunoștință, iar în 25 facem, semnăm ordinea de zi, eu mapa nu fac în fiecare zi. Funcție de timpul pe care îl am. Că primarul face ordinea de zi, de acord, dar nu am fost informat de acest lucru. Am înțeles, domnul primar. Da? Nu mai am întrebări. Eu am... Pentru mine m-a lămurit. Mulțumesc. Spun la votul ordinea de zi. Să punem pe ordinea de zi și punctul divers. Da, dar este. Este, da. Este numai... Spun la votul ordinea de zi și pentru... Experimentar. Proiectul. Da? Da. Abține. 10 voturi pentru. A fost votat ordinea de zi.
la proiectul numărul 1, în alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2017. Prof, am avizul la jurisdicție, dar dat pentru punctul 2. Propune. Mă rog. Propun ca din partea grupului PSD să fie următorul președinte de ședință, domnul consilier Ciprian Chintilian. Alte propune. Grupul PNL PNP nu are de făcut propune. Mulțumesc. Spun la vot singura propunere pentru președinte de ședință, domnul Chintilian. Cine este pentru? Nu, nu v-am numărat, nu. 10, 11, 12. Cine este pentru? Mai zic ați luat. Vă rog. Șapte voturi pentru, abține, două abține. Mă tău președinte doar din domnul Chintilie. Doi. Proiect de hotărâre fiind aprobarea unui grame și a statului de funcție ale creșe numărul 1, Pașcani, 2017. Avizele comisiei. Ridic favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Vă favorabil. Mulțumesc. Atât. Atât sunt discuții. Întrebări în afară de cine despre partea comisiei. Dacă nu supun la vot, cine este pe tine? Nu văd de ce văd repede. Proiectul la vot la favoare. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea reintegrării și a statului de funcție ale Casei Municipale de Cultură Mihai Zăvălean Pașcani pentru anul 2017. Avizele comisiilor. Favorabile cu noi. Juridic favorabil. Mulțumesc. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, doamna Spiridon, vă rog. Aș dori să-mi întreb pe doamna director, să se prezentă aici, dacă v-ați face posturile la concurs. O să vreți să la concurs. Încă am înțeles că este totuși cu dedicație pentru cineva. Are drept să-mi scrie oricine despre această transformare, nu transformare, despre această suplimentare de posturi din organigramă. Eu am aflat că în momentul în care am văzut proiectele de pe ordinea de zi, deși și sunt în cea acolo, am înțeles că a fost discutată în ședința de decembrie, când eu nu am fost prezentă. Și, bineînțeles că nu se trimit materialele, proiectele de hotărâre și măcar ordinea de zi mi se trimite pe mail ca să știm ce se discută. Adică mi se pare normal. Eu, ca și membru din Consiliul de Administrație, să aflu de deasupra postura de consilier ce se întâmplă acolo. Și o propunere, doamna director. Am văzut că aveți trecut ansamblul acesta folcloric, l-aveți trecut ca activitate periodică. Nu se poate face un sistem de colaborare cu domnul care lucrează acolo? Că am înțeles că este un domn care deja lucrează cu ansamblul respectiv. Trebuie creat un post special pentru asta? Eu așa aș vedea. Activitatea va fi una periodică sau permanentă până la urmă? Că un referent trebuie să aibă o activitate permanentă. Ca tot ceea ce sunt de mulțumit vis-a-vis de activitatea Consiliului de Administrație la Casa de Cultură, se discute cadrul Casei de Cultură. Că dumneavoastră nu primiți materiale, eu cred că puteți să vă organizați în interiorul Casei de Cultură să vă stabiliți regulamentul Consiliului de Administrație și procedurile de lucru. Doi, acest post nou înființat, într-adevăr, se vizează și ne dorim cu toții ca la nivelul municipiului Pașcani să existe un ansamblu folcloric, ceea ce cred eu că este un lucru de valoare, de a păstra tradițiile în municipiul Pașcani și nu numai. Înființăm acest post și este un post care este scos la concurs. Oricine se poate înscrie care îndeplinește condițiile conform fișei postului. Deci nu este un post cu dedicație. Cine consideră că îndeplinește condițiile și își dorește postul, se poate înscrie la concurs pentru că se respectă toate procedurile în ceea ce privește organizarea concursurilor. Mulțumesc. O să vă dau la urmă. Sunt
Eu vreau să fac o precizare, doar să fac o observație. Activitatea oricărei formații artistice, indiferent de ce gen, nu poate să fie periodică, altfel nu mai există. Activitatea unei formații artistice trebuie să fie permanentă, repetiții, antrenamente și așa mai departe. Deci este exclus termenul facultativ în acest sens. Înseamnă că dacă nu este permanent, înseamnă că formația respectivă este inexistentă. Vă mulțumesc. Ca să lămurim lucrurile din punctul meu de vedere, la Comisia Economică, motivarea adusă pentru înființarea acestui post este următoarea. Avem deja omul care face, care lucrează acolo și vrem să-l angajăm. Ca să înțelegeți că lucrez cu materialul clientului, da? Deci, nu... Atunci noi spunem în felul următor, că, teoretic, dacă este în planul de management acest lucru și este foarte bine că este și trebuie să facă această activitate acolo, trebuie scos la concurs și când se scoate la concurs, va veni cine va veni. Toată lumea are voie să se înscrie. Da? Deci nu există o problemă din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, faptul că noi exprimăm niște păreri diferite aici, n-ar trebui să o supere pe doamna viceprimar ce spunem noi. Doamna viceprimar, dacă are de făcut o observație referitoare la proiect așa cum este prezentat el, poate să-l susțină sau poate să nu se susțină. Lăsați-le pe noi să ne spunem părerele, cuvintele ne le alegem noi și vom fi și plecați de către alegătorii noștri. Nu v-am împiedicat să vă extracți opinii. Da, mi-i certați pe noi când spunem ceva care nu. Păi, vă deranjează că discutăm de ce hârtii a fost la aceea sau nu. Lăsați să ne spunem punctul de vedere. Deci nu ne mai certați. Asta este a doilea punct de vedere. Pe de altă parte, am avut un eveniment la casă, nu, am avut un eveniment organizat de către liceul Nicolae Iorga, cred că, și spre surpriza mea, nu s-a organizat la Casa de Cultură, pentru că am înțeles că li s-au cerut taxă, 300 de lei, pentru ora care să desfășoare acel eveniment. Din câte știu eu, s-ar putea să mă înșel, instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Pașcani nu trebuie să plătească taxe dacă vor să organizeze un eveniment la Casa de Cultură. Ar trebui să aibă disponibilitatea maximă din partea celor de la Casa de Cultură. Eu vă spun sincer, sâmbătă când a fost Dragmi Cântecul și Jocul, cred că, da? Organizat spectacol, m-am dus la Casa de Cultură, am dat la ora 10 să intru în Casa de Cultură, eram cu ea. Nu cred că este normal. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să vă răspund pe ce spuneați dumneavoastră de instituțiile de învățământ. Nu a fost nicio solicitare la Casa de Cultură, nu se ia nicio tasă, se reprobate 70 de concurs festiv de clasa 12 la 4. Noi nu luăm absolut nicio taxă, au fost și săptămâna trecută la fel cursuri festive la care nu am luat nicio taxă. Domnul Spiriton, spuneți dacă știți Vă întreb atunci oficial, doamna director, pentru cursul festiv de la colegii Natuna Mihai Sadoveanu nu s-a perceput nicio taxă, pentru că eu știu sigur că s-a plătit suma de 200 de lei. La casa de cultură, nu. Bun. Dacă n-ați luat-o din asta, atunci a luat cineva și fără chitanță. Vă rog frumos, pentru că sunteți membru al Consiliului de Administrații, aduceți, vă rog, persoana respectivă și să-mi spună și de-a care din salariații mei au perceput această sumă. Sigur, doamne, vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, vă rog. Mă bucur să aud de la dumneavoastră, doamna director, că nu se percepe taxă. Eu, dacă am fost informat greșit, o să vin la dumneavoastră și o să-mi cer scuze chiar dacă n-am greșit eu, dar așa mi s-a transmis și mie. Eu sper să nu fie adevărat și dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, pe viitor lucrurile vor fi mai clare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai se discute, supun la vot proiectul. Cine este pentru? 10 voturi pentru, abțineri. 9 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2017. Am vizele comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Da, doamna vicepreședinte. La acest proiect vreau să menționez că nu votez.
Participați la vot. Domnul Ozașcu, vă rog. Deci, trebuie să plecăm de la 10. Vedem că societatea a terminat anul trecut cu 700 de mii de lei pierdere din exploatare. Nu vorbim de pierdere financiare. În raportul administratorilor, un punct din care Smeron vor să deducă aceste pierderi este că vor ajusta, vor eficientiza cheltuielile salariale. Prin această organigramă nu se greșește acest lucru. Organigrama este aceeași de anul trecut, același număr de posturi, același număr de funcții. Așa cum am rugat în comisie, rog în continuare pe domnul din Consiliul de Administrație, pe domnul director, să facă un raport, să vină cu o organigramă care să regăsească ceea ce a scris ei în raportul administrator, adică o ajustare a cheltuielor salariale. Mulțumesc. Domnul Orsu, vă rog. În aceeași ordine de idei și în asentimentul colegului meu, domnul Bodoașcă, eu aș cere să fie amânat astăzi la vot acest proiect, până poate conducerea înțelegerea societății se mai gândește și rezolvă această problemă. Amânare? De ce să? Dar dacă vă faci inițiatorul? Ce faceți? Bine pregătiți. Domnule primar, domnilor și domnilor consilieri, după cum ați văzut, există organigramă și stat de funcțiune. În organigramă sunt prinse 101 posturi care considerăm noi că ar fi necesare pentru a avea o activitate relativ bună, iar în statul de funcțiune sunt 90 de colegi de-ai noștri, pentru că unele din poziții sunt ocupate de aceeași persoană. Noi, așa cum spunea și domnul consilier, facem toate eforturile pentru a optimiza forța de muncă, pentru a optimiza cheltuielile cu personalul. Dar dacă dumneavoastră aveți o propunere și ne spuneți ce să tăiem și numiți să tăiem, pentru că sunteți șefii noștri, suntem perfect de acord. Îmi spuneți câte persoane trebuie să disponibilizăm și de unde și asta vom face. Cu rugămintea de a face diferența între organigramă și statul de funcțiune. Dacă vă uitați pe rapoartele pe care le-am dat în ultimii ani, numărul de angajați a scăzut de la an la an. În momentul în care am intrat în mandat au fost 107-106 persoane, în momentul ăsta sunt 90 și am spus să facem eforturile să optimizăm forța de muncă. Dar dacă vreau să ne propuneți să tăiem de la transport, să spunem să nu mai avem 7 șoferi de autobuze, o să avem 2 și acolo vom face exact cum spuneți dumneavoastră. Bine, mulțumesc, domnul Orsu, vă rog. Vreau să-i răspund domnului director în următoarea chestiune. Managementul acestei societăți va aparține dumneavoastră și colegului dumneavoastră, domnul Năcuță, directorul tehnic al acestei societăți. Deci, din punctul meu de vedere, toată răspunderea este la dumneavoastră. Noi putem da un vot politic, putem mări capitalul social, participăm la investiții, facem propuneri. Însă dumneavoastră sunteți cei care decideți. Dacă dumneavoastră vă regăsiți într-una din situațiile jenante de a fi pierdere, trebuie să luați măsurile necesare și suficiente pentru că sunteți directorul societății. Nu toate chestiunile să se facă în capul Consiliului Local. Deci mare atenție, vă rog frumos, și atunci regândiți. Practic nu e un refuz, e o minge la fileu, dumneavoastră profitați și rezolvați problema. Mulțumesc. Să înțeleg că rămâneți cu acea propunere de a amâna. Inițiatorul va se tragă la începutul ordinii de zi sau? Nu am. Bună ziua. Vreau doar să fac o simplă precizare. Colegul meu a uitat să o facă. Noi, în organigramă, n-am cerut suplimentarea posturilor. Și în statul de funcții trebuie să apară un mecanic utilaj, că ne dorim, așa cum avem proiectul cu IDEO, să achiziționăm un bun excavator care trebuie să lucreze de mâine, de poi mâine, din momentul în care îl avem, pentru proiectul acela de dezvoltare la CT6. Ori din situația în care îmi iau buldo și nu aprobați postul de buldo excavatorist, o să-l țin în curte. Deci rugămintea mea este, în limita postului, n-am cerut suplimentare, să ne aprobați în statul de funcții acel post de mecanic utilaj. Atât am cerut. Promisiunea noastră este, așa cum a fost trendul în cei 2 ani de mandat de scădere a personalului,
O să mergem în același tent, așa avem și contractul de mandat. Numai că politica noastră și a Consiliului de Administrație a fost un pic altfel. Am găsit de lucru mai multor persoane pe servicii colaterale decât să-i disponibilizăm. Evident, soluția radicală de disponibilizare poate părea mai pragmatică. Având în vedere că aceste persoane sunt și calificate, n-am vrea să le pierdem, să meargă la alte societăți care să ne facă o concurență. Mulțumesc. Mulțumesc. Dar prin lista de investiții e aprobat. Astăzi aveți pe ședință, am renunțat în anexa la componenta de IE. Să analizăm proiectul ăla întâi și atunci justific ordinea. Nu poți să organizezi și nici nu. Deci singura modificare a statului de funcție, domnul primar, este post pentru buldozer excavatorist. Mulțumesc, domnul Adam, vă rog. Cred că aici este vorba despre faptul că domnul director, amândoi directori și generalul și tehnicul au dreptate ca un personal 90 de persoane, dar ne propun o organigramă cu 101. Și atunci, domnul Bodoaș, te spui bine, dar dacă îi angajați după aia și o să faci și 101 și nu rămâneți, nu v-ați scădea numărul. Despre asta e vorba. Vă rog, domnul. Da, așa cum am spus, avem și puterea de performanță pe care să organizăm forța de muncă. Într-adevăr, organigrama este de 101. Ea a fost și 101 în cealaltă, sau mă rog, 102 persoane și în ceilalți ani aprobată de domnul dumneavoastră, dar în momentul ăsta avem 90. Rămâne ca dumneavoastră să judecați pe următorul raport de al administratorului, dacă l-ați să facem noi, dacă ați crescut sau nu numărul de angajare, dar noi vă spunem cum o să crească. Cereți aprobare la o granigrează la asta. Despre asta e vorba. Și în statul de funcție de tot la fel de proveniență 101. Păi uitați-vă, 90 ocupate și 101, nu știu cum. Eu v-am spus punctul nostru de vedere, urmează ca dumneavoastră să se decide. Dacă vor fi mai, spunem, mai mult de 90, o să vedeți că raportul următor. Dar eu vă spun că nu știu. Am înțeles, mulțumesc. Nu s-a discutat și până la voi. Fonde de salarii la adresa nivelul 101? Nu, nu vorbim de fonde, nu mai este fond de salarii optimat de 2007. Deci, sunt crescute fondurile cu cheltuielile de salarii. Sunt crescute față de anul trecut. Eu am pus întrebarea cum trebuie, domnul Mătis. Deci, bugetat aveți 101? Da. Deci 101 bugetar. Da, asta e clar. Da, e vorba de cheltuieli de personal, da? Deci noi avem schema de personal și cheltuieli de personal. Cheltuielile cu personalul le-am bugetat pentru 2017 mai mari, doar pentru că s-a mărit salariul minim pe economie. A crescut în februarie și a trebuit să modificăm salariul minim pe economie pentru 60% de colegii noștri. Anul trecut, la fel, cheltuieli de personal au fost sub cele bugetate și o să facem la fel și anul ăsta. Am spus că avem în politică să optimizăm forța de muncă. Mulțumesc, domnule. Dacă nu stați de discuție alte de intervenții, vrei să spun la voi cine este pentru. Mă mâneți cum n-am spus cei care ați numărat. Numărăm așa, dacă stați numărat. Putem număra. Opt pentru abținere. 9 ține împotrivă. Vot împotrivă. Cred că nu a fost aprobat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție de SCCLP Ecostabilitate S.A. Pașcan pentru anul 2017. Avizele comisiei. Favorabile cu numit pe el atât îi spune. Nefavorabil juridic. Alte avize nu mai. Discuții, întrebări. Da. Deci, domnul președinte... Ați avut aviz la asta? Nu. Mergem pe același principiu și această societate are aceleași probleme. A terminat anul pe pierde, în jur de 100.000 de lei. Noi am văzut de mult că organigrama iarăși este încărcată, nu s-a schimbat nimic, vor în contră să mărească cumva cu un post de director, cu un post de asistent manager, ceea ce traduce când înseamnă o asistent, o secretar pentru domnul director. Nu putem să aprobăm nici această organigramă.
nu vinem iarăși cu nicio soluție de eficientizare a costurilor salariale. Din contră, mi se pare de izitor faptul că după ce ai probleme pe care le ai, vii și mai angajezi un secretar. Transformă un post, nu angajează. Transformă un post. Transformare vă să nu am post. Transformă un post. Altă discuție acum să... Dacă nu sunt, spun la vot. Cine este pentru? De ce votul pentru? Abțineri. Împotrivă. Nu mă pot să-l împotrivă. Proiectul a fost aprobat? 6. Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului disponibil în suprafață de 6,20 m² și a suprafeței de metri pătrați în peretele clădirii proiecte publică a Muncii Pașcani, care de incidă asupra municipal de urgență Pașcani, către serviciul de comunicații speciale. Avizele comisiilor. Favorabil economic. Favorabil juridic. Aviz favorabil urbanism. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? 19 voturi pentru, da? Abținere împotrivă? Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 7. Prin retragerea de plin de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza hotărârii Consiliului Local numărul 25/23/12/2009 și hotărârii Consiliului Local numărul 5/27/2015 pentru construirea de locuințe proprietate personale pentru tineri în condițiile legii numărul 15/2003 pe terenul situat în strada Morilor din municipiul Pașcani, în județul Iași. Avizele comisiei. Favorabil de acord. Mulțumesc. Juridic favorabil cu amendamentul. Se va modifica anul la hotărârea HCL numărul 5, în loc de 2015, 27-a-3-a-2015, va fi 27-a-1-a-2012. Da. Amendamentul. Alte avize nu am mai spus, da? Apoi și numărul 7. Aviz de la urbanism, poate aviz favorabil. Nefavorabil. Vă rog să vedeți. Discuții. Convenții, vă rog. Domnul Râznic, punctul nostru de vedere, pentru că grupul PNL-PMP am discutat pe toate proiectele de pe ordinea de zi, este în felul următor. Acest drept de folosință a fost atribuit de o comisie. Da? Cândva, când s-a făcut, în trecut. Cred că retragerea acestui drept de folosință trebuie făcut tot de către o comisie. Din ce am văzut la documentele puse la dispoziție, doar o singură persoană își asumă acest, să zicem, raport sau acest tabel cu cei care nu s-au încadrat, în, să zicem, și trebuie să piardă acest drept de folosință. Deci, cred că, din punct de vedere procedural, este o lacună, se poate aștepta într-un fel sau în altul această decizie. Recomandarea noastră este să domnul primar să dea o dispoziție de primar și să facă o comisie care să, acolo să fie 3 sau 5 semnături care să ateste, într-adevăr, solid, ceea ce este acum la fața lucrurilor, adică nu neconținutul. S-ar putea ca ceea ce a făcut domnul respectiv... Care analizează aspectul acesta. Este doar o persoană care a semnat raportul la noi în material, e doar un domn care a semnat... Persoană nu cred că este suficient, trebuie un proces verbal, trebuie niște documente... Da, e o părerea mea, deci vă spun. Sunt prevederi legale. Construiește într-un an de zile, pierde dreptul de folosire. E corect pe fond, eu asta zic. Pe fond s-ar putea să fi lucrat bine, dar părerea mea că nu o persoană, ci o comisie constituită, să dar eventual niște fotografii, uite, domnule, aici nu s-au construit, aici nu au autorizație de construcție, n-au făcut... Deci nu cred că este o problemă. O comisie care se dea și o comisie care se ia, ceea ce comisie. Mulțumesc. Da, eu am încheiat, mulțumesc. Dacă îmi permite să spun o vorbă pe acest proiect, din punct de vedere legal. Aceste loturi de teren nu au fost atribuite de o comisie, au fost atribuite prin hotărâre de Consiliu. Tot prin hotărâre de Consiliu se retrag. Comisia stabilește doar dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite prin lege,
și vine în fața Consiliului Local cu acele dosare care sunt aprobate sau nu de Consiliul Local. Deci tot Consiliul Local va retrage acest drept de folosință. Având în vedere că majoritatea persoanelor din acest proiect de hotărâre nu au solicitat autorizații de construcție, lucru care se poate verifica de către noi, la noi solicităm, nu din altă parte, ce comisie să facem ca să verificăm dacă au solicitat, am verificat. Există o adresă a Serviciului Urbanist transmisă către compartimentul patrimoniu, prin care comunică acest lucru. Legea spune clar în ce condiții se retrag, ei trebuiau să respecte legea, să construiască în termenele legale, nu au făcut-o, Consiliul Local retrage, nu altcineva. Și nu prevede înființarea unei comisii care să stabilească dacă se retrage sau nu. Deci asta am spus din punct de vedere legal. Mulțumesc. Ordine liberă. Astfel, aveți dreptate când spuneți că decizionalul, cel care hotărăște, este Consiliul Local. Eu spun că documentele care se prezintă în fața Consiliului Local pentru atribuire sau pentru retragere trebuie să fie făcute nu de către o persoană, nu de către două, ci de o comisie. Și într-un sens și în altul. Am încheiat. Mulțumesc. Domnul Vesne, vă rog. Eu i-am dat un vot pozitiv în Comisia Economică din baza unor informații primite de la persoane din cadrul primăriei, mergând pe teren, am văzut lucruri, nu stau chiar așa. Poate că doamna secretar are dreptate, dar sunt persoane acolo care totuși au făcut niște cheltuieli destul de însemnate și are autorizații. Cred că lucrurile nu stau chiar așa simplu și trebuie pentru care asta am vrut să-mi justific astăzi, voi fi împotrivă, chiar dacă eram fost pentru. Pentru că vreau să mai verific lucrurile mai în detaliat. Mulțumesc. Din lista celor prezentate în masă? Da, am pozit. Cu autorizații care și-au făcut gar, care și-au autorizații. Eu doar vreau să fiu mai rămurit. Pentru că dacă de asta spun că trebuiau anunțați cei cinci, chemați la niște discuții, întrebați care au fost problemele, pentru că dacă... Nu trebuie chemat la discuții, acolo are o atribuire, nu trebuie chemat la discuții. Noi suntem aici reprezentanții cetățenilor. Suntem la judecătorul de pace, știți. Deci nu trebuie să întrebăm, să vedem ce s-a întâmplat, de ce n-a spus. Deci nu e bine să întrebăm de ce n-a spus, să vedem pe viitor. Poate au fost probleme. Dacă întrebăm și de răspuns. Știi pe viitor. Știi pe viitor, poate poți să modifici și să îmbunătățești lucrurile. Oricum, sunt unele cazuri acolo care, din ce mi s-a povestit, întreg orice urmă de... Nu putem vota pe ce s-a povestit dumneavoastră. Da, corect, corect. De asta nici nu dau mai multe timp. Da, am înțeles. Nu pot vota. Deci, haideți să facem o precizare. De ce nu suntem de acord? Nu trebuie să cădem în situație, fim în situația în care să ne dezlușim nicio persoană. În această listă, așa cum am spus și în comisie, există o persoană care îndeplinește toate condițiile. Are autorizație de construcție, a făcut raport, comunicare începe lucrări, în termen. Acest domn ar fi trebuie întrebat, domnule, mai vrei sau nu mai vrei? El legal are toate drepturile, da? După scrie în hotărâre. Are autorizație de construcție, are comunicare de ce lucrări. Mai departe, nu spus cineva pe teren că a fost și nu a construit, nu știm. Asta că v-a spus la pe teren. Am construit comunicarea de lucrări din 2012, are autorizație de construcție din 2012, comunicarea din 2013 și n-a făcut nimic. Suntem în 2017. Vă rog, nu vedeți, vă rog, nu vedeți, vă rog, cum ați să-i dai 2 ani după una. Nu știu de ce, da. Alte discuții, marge apoi. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Nu, scuzați. Supun la vot amendamentul, modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 527-2015 în 27-2012. Cine este pentru? 90 voturi pentru. S-a aprobat amendamentul. Supun la vot proiectul hotărârii cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Abțineri. 9 abțineri. Proiectul nu a trecut. E nevoie de 3. Să ne comunice ce facem cu votul, care să da. Următorul
Trecem la proiectul numărul 8, atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe private personale pentru tineri în condiții de legii numărul 15 în 2003, terenul situat în strada Murelor și strada Pietriș, din municipiul Pașcani, județul Iași. Avizul comisiilor. N-a trecut. Avizul comisiilor. Economic favorabil. Mulțumesc. Juridic favorabil. Mulțumesc. Urbanism. Aviz favorabil 3 la 2. Dacă sunt discuții, marginea proiectului. Domnul Bădașcu, vă rog. Domnul președinte. Din nou, venim la lovim de aceeași situație. A fost o comisie înființată de domnul primar legal. În acea comisie nu face parte niciun consilier liberal. Ne-ar fi făcut plăcere ca să fie transparență totală, să fi făcut parte și un consilier, pentru că am văzut că sunt 9 dosare analizate care au, sau 10, 9 pentru loturile aceea și 1 la Bistești, care sunt analizate, unul este atribuit cu 2 puncte și 40 de dosare. Da? Care se, așa spune comisia, nu au fost depuse toate actele la dosar. Aș vrea să știu, din acele 40 de dosare au fost înștiințate acei oameni. Astăzi dimineață am aflat că o cunoștință, o prețele de a petiției mele, poliției au făcut act, au fost la primărie. Nu știu de ce nu au fost pus pe listă și poate nu au pus toate documente. N-au, mai trebuia ceva, o hârtie. A fost ceva să întrebă, vedeți că mai trebuie o hârtie. Eu zic că trebuie ajutați toți să poată să se califice pe această listă. Din punctul meu de vedere, asta a fost făcut o listă scurtă, da? Cineva a vrut să facă o listă scurtă, a calificat 10 persoane și 40 le-a descalificat. Și da, de acolo, din acele 10 persoane, o persoană s-a calificat cu 2 puncte. Deci pentru cele 42 de persoane avem transmise cu confirmare de primire adresele respective. Au venit la primărie să actualizeze. Mulțumesc. Iar cei 10 și-au actualizat dosarele, pentru că au intrat în cap. Doresc ca acea comisie care face atribuirea, care face punctajul, da? Pentru a prezenta în Consiliul Local și Consiliul Local să voteze, clar. În acea comisie să facem parte și unul din reprezentanții grupului PNL-TNP. Domnul primar, în momentul în care va, dacă dorește, bineînțeles, dacă nu dorește, dacă dă o dispoziție de primar și va nominaliza pe unul dintre noi în acea comisie. Probabil că lucrurile vor fi analizate mai în amănunt și de către noi și astfel de discuții pe masa Consiliului Local pot fi editate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pei. Doamna Lorotă. Conform normelor de aplicare, a legii, vreau să vă aduc la cunoștință că această comisie, în afară de faptul că identifică terenurile și creează și realizează evaluarea dosarelor, mandatul comisiei se oprește aici și acum, conform articolului 5, în prima ședință ordinară, Consiliul Local analizează dosarul fiecărui solicitant și hotărăște aprobarea cererii și atribuirea terenului sau, după caz, respingerea acestuia. Dacă doriți, toate dosarele sunt aici. Puteți să luați o pauză, luați, analizați. Deci decizia de atribuire nu aparține comisiei, o dată respectă, aparține Consiliului Local, în care și dumneavoastră aveți reprezentanți ca și parte poliție. Construirea punctajului. Da. Acea comisie. Mulțumesc. Deci, o secundă. Am înțeles că legal ar trebui toate cele 10 dosare să fie analizate de metodă de Consiliul Local. Toate cele 10 care s-au calificat. Pentru că comisia a analizat celelalte dosare, s-au calificat doar un număr de X. Dar așa spune legea. Dar dacă legea spune așa, eu propun să realizăm toate 10. Pe rând, nu, după ce se analizează. După ce analizează. După aceea nu o să fie în regulă. Trebuie votate pe rând, fiecare?
Individual? Da, poate dintre ele... Trebuie uitat. Ar trebui să ne uităm. Ar trebui să ne uităm 5 minute de fiecare. Deci procedural, eu am dat o dispoziție. Asta este o comisie tehnică care a măsurat, a verificat, a analizat și a venit cu propunere. Dumneavoastră vreți să reverificați. Aveți posibilitatea aceasta. Da, legal și trebuie făcut în ședință. Cele 10 dosare trebuie să analizate. O secundă, domnul Bogdanoviu, să vă spun să ne Da, eu cred că această situație putea fi evitată, pentru că, nu știu, dacă dumneavoastră spuneți că nu este nicio problemă în ceea ce privește veridicitatea celor documente, puteați foarte bine, știți prea bine că de fiecare dată a fost problema asta cu neîncrederea. Puneați foarte bine în opoziție un membru și acum era să vota, era tot ok. Nu mai știți că chiar acum doamna viceprimarul și iertat pe doamna... Nu cer, nu cer. Și spuneați că sunt probleme în interior. E, dacă dumneavoastră făceați acest lucru acum, da? M-ați cerut celor de la... Vedeți că cumva cântăriți cu dublă măsură, da? La Casa de Cultură trebuie să-și rezolvi problema, în partea asta la altă nu trebuie rezolvat problema. Puneați un membru din opoziție, acum vă spun că chiar nu era nicio problemă. Mulțumesc, domnul. O secundă. Chiar dacă se dispune era acel membru, oricum acum niciunul trebuia să votăm fiecare prin dosar din parte. Nu e obligatoriu. Nu scrie nici așa n-a fost 20 de minute. Asta zic și noi. Deci și indiferent ce trebuia și domnul președinte spune foarte corect. Indiferent dacă ați fost un membru al opoziției în această comisie, conform legii, datoria noastră este să analizăm acum, în Consiliul Local, fiecare dosar. Și să aprobăm cele 10 dosare. Să aprobăm sau nu. Nu contează dacă era sau nu un membru din opoziție. Tocmai le vedeți. Care spune comisia că sunt în regulă. De unde știm că celelalte 40 nu sunt? Deci, în calitate de consilier și membru în această comisie, pot să vă răspund, domnul Rozin? Da. Deci, cele 40 de dosare nu s-au calificat pe motivul că nu s-au prezentat documentele și n-au răspuns la chemarea serviciului care se ocupă ca să completeze dosarul. Cei 10 au fost interesați și nu cred că este corect noi acum să frânăm pentru cei care nu sunt interesați și mersul dosarului la ăștia interesați. Loturi mai sunt, sunt loturi disponibile, nu au fost o competiție între ei, deci din cei 40, pot să mai vină luna viitoare încă 10, clarifică dosarul, avem loturi și le dăm și la ceilalți. Adică mi se pare normal să dăm drumul la cei interesați, poate construiesc vara asta. Așa frânăm, frânăm, frânăm. Asta este. Mulțumesc. Deci, să spuneți în 20 de minute pentru... Eu vă informez că materialele pentru ședință trebuie trimise cu 5 zile înainte. Deci dacă vreau să ne trimiteați nouă materiale, adică dosarele astea cu 5 zile înainte,